Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În aprilie va trebui să privești atent împrejurimile tale. Printre cunoscuți vor ieși la iveală răi doritori. La începutul lunii, negocierile cu oameni influenți vor avea loc cu succes. În general, luna este favorabilă și poate aduce multe rezultate pozitive vești bune vor veni de departe. Dragoste, berbecul angajat într-o familie poate uita de calm. Acum te așteaptă un vârtej de evenimente. Fii gata să rezolvi problemele altora, să faci reparații, să ajuți prietenii, să faci diverse slujbe și să te dedici copiilor. Această listă lungă cu siguranță nu va depinde de viața ta personală. Lipsa de intimitate poate afecta o relație bună anterioară. Pentru a te apropia de a doua jumătate, trebuie cel puțin uneori să amâni toate lucrurile și să rămâneți împreună. Rudele apropiate îți vor cere ajutor. Berbecii singuratici pot deveni o statice ai propriilor sentimente. Un sentiment de dragoste nebun va cădea brusc asupra ta. Atenție la căsătorie! În aprilie, sub influența sentimentelor, ai tendința de a greși. Încearcă să privești totul cu înțelepciune și gândește-te de mai multe ori înainte de a face ceva. Romanele trecătoare și intrigile mărunte sunt destul de probabile. Dacă nu vrei o dezamăgire, atunci nu te deschide către persoane necunoscute. Sfatul prietenesc te va ajuta într-o situație dificilă. Ascultă-l! Sănătatea! În aprilie poți simți un sentiment de apatie. Acest lucru se datorează lipsei de vitamine. Fii atentă la dieta ta. Dacă este defectă, atunci este timpul să te gândești să ai vitamine bune din nutrețuri, adică legume. Elimina alcoolul care o trăvește un ficat deja vulnerabil. Pentru cei care doresc să zlăbească, maratoanele vor ajuta. Principalul lucru este să nu fii leneșă. Practicarea sportului te va înveseli și te va pune în formă și nu este necesar să te scufunzi în sporturi dure, mersul obișnuit pe distanțe lungi și joggingul vor fi de folos. Nu vei putea ignora semnalele sistemului cardiovascular. În aprilie, probabil că vei experimenta insuficiență cardiacă și tahicardie. Pentru propria ta liniște sufletească, treci printr-o examinare și dacă totul este în regulă, atunci fă o regulă să te odihnești bine. Somnul de calitate îți va putea reda starea de bine care te va ajuta la muncă, te va scoate din rutină. Astrele te sfătuiesc să examinezi sistemul reproducător. În aprilie, riscul de a concepe un copil crește. Dacă visezi să devii părinte, atunci abordează problema în mod responsabil. În primul rând, alege o clinică și un medic în care ai încredere. Banii, berbecul va alerga ca un coba într-o rată. Fie unul, fie altul, toată atenția ta va fi cerută. Pentru a nu te deruta, ține un jurnal, planifică-ți din timp activitățile. Cineva dintre colegi contează foarte mult pe ajutorul tău. În aprilie, va trebui să înlocuiești angajați pentru concediu sau concediu medical, să te pregătești pentru întârzieri la locul de muncă. Berbecii oameni de afaceri trebuie să se asigure că există întotdeauna o mână dreaptă în apropiere, care poate fi încredințată cu toate problemele, ești prea ocupată și nu mai ai timp să faci totul singură. În aprilie, tranzacții care au fost planificate de multă timp vor fi finalizate cu succes, ai grijă de reputația ta, trebuie să cauți noi concepte în muncata ta și să-ți prezinți corect afacerea. În perioada 10 la 20 aprilie, ferește-te de escroci și nu investi o sumă mare în întreprinderi dubioase. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea. Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept.